Iubiți frați și surori, în Domnul nostru Iisus Hristos, iubite frate păstor Ovidiu, stimați oaspeți ai casei Domnului, așezați astăzi cu ajutorul Domnului o piatră de aducere aminte, spunând din toată inima, cu mulțumire înaintea Domnului, Even Ezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Slăvit să fie numele Lui, în veci de veci, pentru purtarea de grijă față de biserică. Sunt mulțumitor și eu din inima lui Dumnezeu că din această perioadă de 90 de ani de existența a bisericii, Domnul a găsit cu cale să mă așeze ca păstor în slujirea sa și a bisericii sale nădejdea timp de 20 de ani, din anul 1994 până în anul 2014. Am predicat cuvântul Domnului alături de fratele Talco și Vasile, fără să caut la fața omului. Aceasta mi-a fost chemarea divină. Dacă aș fi putut să fiu prezent în trup la această sărbătoare, având în vedere cei 90 de ani de existență a bisericii, aș fi predicat din Psalmul 90. De aceea, în câteva cuvinte, voi sintetiza mesajul meu. Să nu uităm niciodată că biserica aparține a lui Hristos. Amin. El a zis pe această piatră, mărturia lui Petru, voi zidi biserica mea. Moise, în Psalmul 90, vorbește în numele celor credincioși și Dumnezeu, subliniind privilegiile, atenționările și rugăciunea acestora. Privilegiile celor credincioși. Avem un Dumnezeu veșnic, o ocrotire veșnică, o vremelnicie binecuvântată, o chemare la pocăință și un nume scris în cartea vieții. Amin. Atenționări divine pentru cei credincioși. Dumnezeu este veșnic, iar noi vremelnici pe acest pământ. Și că Dumnezeu este Creatorul, iar noi creația Sa. Amin. Rugăciunea celor credincioși, învață-ne, întoarce-ne, ai milă, satură-ne, înveselește-ne, arată-ne slava Ta, fie peste noi, slava și bunăvoința Ta, întărește-ne lucrarea mâinilor noastre. Amin. Domnul să ne ajute să-i fim credincioși, ca la revenirea Sa în glorie să ne găsească gata și să ne ia la El, ca să fim cu El pentru veci de veci. A Împăratului veșnicilor, a Nemuritorului, Nevăzutului și Singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Elisei, pe chiar.